Abonații serviciului de termoficare din Petroșani riscă să rămână fără apă caldă până la toamnă, asta deși inițial întreruperea furnizării apei calde a fost preconizată doar până la sfârșitul acestei luni, când cei de la termocentrala Paroșeni efectuau reviziile anuale. Totul se datorează numărului mic al celor care mai sunt racordați la acest sistem. Societatea de termoficare este în insolvență, există acolo un administrator judiciar. Aici e de discutat, deocamdată sunt în revizii și reparații, așa cum se întâmplă în fiecare an cei de la termoficare Paroșeni. Din luna iulie încolo am înțeles că nu mai există contract, contractul a expirat într-adevăr cu termoficarea Paroșeni și există un ordin al ANR care spune că nu se pot face contracte sau nu se pot prelungi contractele cu firmele care sunt în insolvență, dar avem soluții. În discuțiile pe care o să le avem cu conducerea de la Paroșeni, o să găsim o soluție pentru a furniza apa caldă. În tot acest timp, administrația locală caută soluții pentru reluarea furnizării apei calde. Soluția ar fi ori să trecem pe noua societate pe care o avem și contractul să se facă cu noua societate, sau, sigur, în perspectiva în care până în toamnă vrem ca acest serviciu de termoficare și apă caldă să fie integrat pe toată Valea Jiului, atunci termoficare Paroșeni va fi furnizorul și producătorul de agent termic și atunci nu mai e nevoie de contract, pentru că ei sunt și cei care produc și cei care vând. Personalul existent la actuala societate de la termoficare va fi preluat de noua firmă ce a fost înființată cu acordul Consiliului Local Petroșani. Asta înseamnă că tot personalul care există acum la termoficare va fi preluat de noua societate. Societatea de termoficare din Petroșani a acumulat datorii imense. Acum lichidatorul judiciar este cel care administrează firma, iar din cauza datoriilor, petroșenenii nu pot beneficia de apă caldă.